Hai, salut! Tocmai ce am terminat un live de aproximativ 22 de ore în care am format în SD3, stați așa să dau un pic muzica mai încetul. Țin să menționez că nu tot live-ul am format în SD3, deci cuferile astea nu au fost făcute în 22 de ore. Am mai jucat și CSGO, am mai jucat și PUBG. Am deschis și niște CL-uri și o să urmeze un clip extraordinar. Dar până la urmă, ăsta a fost rezultatul. Le spargem acum să vedem ce o să prindem din 22 de ore de farm. Nu de alta, hai auzi la mine. Facem și noi un pic de pauză, apăsăm butonul de like și dăm tare. Hai, pa, 1, 2, 3, 4 și o prima piatră magică. Băi, ești nebun? Nu mai pot, am 22 de ore de live. Nu mai am nicio. Ia uite-le, bă, uite-le magice. Nu mai am stare, am înjurat, dar nu mai. Bă. Nu știu corurile alea dacă merg puse în depozit. E șarfă normală. Set carduri, perle, vișinie. Haide cu magicile alea. Până la urmă urmei magice vreau să pice, pentru că sunt cele mai coteinelele teleportare cum curg, bă, băiatul. Dă să-i dă mai rapid că tura trecută mai am un videoclip pe canal cu fere ok. Mi-am luat țeapă cu ele pentru că din aurii mi-a picat numai trompet. Acum sunt curios acum ce pică. Uite ce rău pică aici. Coruri normale. Uite, piatră magică încă una. Vrăjește cu B. Încă o piatră magică, e bine. Deci câte pietre magice? Una, două, trei, patru, cinci, șase. E, bă, e bine. Și e șarfele astea. E bine. Stați să văd dacă merge băgat în depozit chestia asta. Da, merg băgat în depozit corurile astea, deci îi dăm și ca și astea auriile tot așa. Ia. Primul, pantof de vânt. Am zis eu, ăsta e ok. Schimbă cu B. Dioxid de titan destul de ok, papuș de vânt, pergamen binecuvântat, cufăr cărți respingere, ou razador, încă o piatră magică, licoarea înțelepciunii, ultimele 5, bum, vrăjește obiectul cu plus, ăsta e ok, încă unul foarte ok, piatră magică, cor draconis mistic și cufăr cărți ajutor, foarte bine. Eu zic că foarte bine, tura asta și-a scos păcatele de făcute tura trecută. Avem 7, 8 magice, 8 magice, da? 8 magice, ia să încercăm să vedem dacă facem eșarfe. Să punem corurile astea, să le desfacem pe sura. Uite. Bă, vezi că o să pice ceva și din corurile astea. 3 minute de videoclip, dacă iese de 5 minute e perfect. Încercăm acum să dăm astea la plus, nu mai am răbdare nici să joc seturile alea. Credeți-mă, chiar nu mai am răbdare să le joc. S-a dus. A ieșit. S-a dus și acum a ieșit și facem bam. S-a dus. A rămas doar o eșarfă de asta. Nu e pagubă. 3 de astea sunt ok. Sunt foarte ok 3 de astea. O să facem așa. Încercăm să vedem, poate prindem o medie destul de mare pe acest arc. Bum, bum. Bum. 3 medie, 13 medie și 9 medie. Nimic. Intrăm rapid pe sura să spargem cuferile alea, alchimia aia și mă duc să fac și eu un duș. Ce mobi? Măcar dacă și-ar da un legendar de rubin, din câte știu eu pică și legendare din alea, dacă dă un legendar de rubin.
Pe live-ul anterior am făcut 547 de like-uri, pe live-ul anterior ăsta de 22 de ore. Pentru mine e ceva extraordinar, e o chestie extraordinară. Ăsta, jad antic, bă, e ok. Jad rar. Hai mai dăm niște jaduri, așa. Și din astea, rubin tăiat și rubin tăiat. Vedem rapid dacă merge să facem ceva. Mersi Hudin acolo pentru buff. Ioi, hai că avem șanse la un rubin. Poate ne scoatem niște bănuți în seara asta. Ăsta parcă nu mai aveam. Așa, ăsta e unul singur. Ăsta. Din păcate n-a vrut. A, la rubin mai trebuie să dau. Bum. Ia. Rafinare, perfect. S-a dus. Nu nimic, toate bune și frumoase. Toate bune și frumoase. Totul e extraordinar. Eu sunt Crocodil, sper că sunteți mulțumiți de mine. Am făcut tot și pe am făcut și chestia asta, 122 de ore de live. Mersi frumos băieților care a stat alături de mine. Mulțumesc frumos celor 115 membri. Apreciez că sunteți alături de mine. V-am pupat și ne auzim pe data viitoare. Nu uitați de like, nu uitați de abonare și tot ce vreți voi. Seară frumoasă.